Bomba morală cu Liviu Alexa și Răzvan Dragoș. Liviu, știrea momentului este că Mario Iorgulescu a fost condamnat în prima instanță la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de omor. El trebuie să plătească și câte 100.000 de euro și 50.000 de lei pentru două dintre părțile civile. De menționat că sentința nu este definitivă. Acum rămâne să vedem dacă autoritățile române vor reuși într-un final să-l aducă pe Iorgulescu în țară, că le cam sfidează, autoritățile de ceva timp. Vreau să remarcăm că judecătorul le-a luat 3 ani de zile ca să oferă această primă decizie. Sigur că este prima instanță, orice om are dreptul și la apel. Nu cred că se va mai schimba ceva foarte radical înspre apel. 15 ani de închisoare este mult, este justificat și meritat. Sunt meritați acești ani. Acest domn, Mario Iorgulescu Beizadea, plătește prea puțin, însă ca și cash, pentru moartea unui tată de familie, unui tată, doi copii cred că avea decedatul. 100.000 sunt un sfert de Aston Martin ce conducea el. Adică mi se pare foarte puțin, eu aș fi dat cel puțin 1.000.000 de euro. Are tata de unde? Și eu te întreb pe tine înapoi, ca jurnalist, da, dacă nu ești jurnalist, ești un om simplu. Discutam despre pedepsele năsprite pentru accidente de genul ăsta. Ce impresie să-și facă cetățeanul când vede că copiii de bani gata pot să scape de rigorile legii? Să înțeleagă cetățeanul că până la urmă nu suntem toți egali în fața legii, deși așa ar trebui să fie. Unii sunt mai egali în fața legii decât alții, sau unii sunt mai privilegiați de lege. Cam așa funcționează justiția română. Acest nenorocit, care este Mario Iorgulescu, nu mă oferă să-i spun așa, a rulat la acel moment cu 162 de km la oră și drogat și băut, da? Ce să mai discutăm? Astăzi el este fugit din țară și se folosește de un tertip tot la fel de nenorocit. O să fie blestemat sau nu, asta vedem în cerul ce o să se întâmple. S-a ascuns într-un spital de psihiatrie pentru că, vezi, Doamne, tensiunea îl apasă și l-a făcut să fie nino-nino. De acolo, de pe băncile ospiciului de azilului de nebuni din Italia, sigur de lux, că nu lasă tata să doarmă cu gândăcei și cu ploșnițe, își permite să dea interviuri în cancan, își permite să pună pe Instagram poze cu noua lui iubită și, în general, vrea cumva să revină în țară să... și dă indicații justiției la ultimul interviu. Zice, bă, vreau să fiu judecat, dar nu vreau să fiu considerat o țintă. Nu mă mâncați așa, nu ești nicio țintă. Ai fugit la locul accidentului, ai fugit din țară. Nu ești o țintă, trebuie să plătești. De altă parte, insist pe ce spuneam, de ce nu reușește justiția română sau autoritățile române să aducă în fața justiției mari fugari? Mario Iorgulescu în Italia. Alina Bica, condamnată în 2019 la 4 ani de închisoare, e tot în Italia. Dragoș Săvulescu, condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare, e tot în Italia. Cristian Rizia, condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare, e în Republica Moldova. De ce nu reușește țara asta să aducă în fața justiției mari fugari? Și de ce avem atâția mari fugari? Ce ne scapă? Cum ne scapă? Ne scapă pentru că atâta timp cât legile au, și ele au niște rigori, trebuie respectate. Nu poți să-l bagi până în închisoare, în arest preventiv. Se mai putea înainte, conform noilor norme europene standarde, nu? Prezumția de nevinovăție este valabilă până în momentul sentinței. Și atunci... că e Lenuța, că pe Lenuța Udrea a uitat să spui când a fugit în Costa Rica la plajă, că să e Bica, da, că e Dragoș Săvulescu, pe... că e Oprescu, că e cine vrei tu. Marele, Mazăre. Da, pot să o șteargă. Nici aia nu e viață, zic eu, dar este alegerea lor, mai bine libertate decât la Gherla sau la Rahova. Dar aici discutăm despre crimă. Și este tare trist că, adică, eu te întreb, cât poate să stea și ăla în ospiciu?
Te întreb. Eu zic Păi că... poate să stea pe termen nedeterminat, atâta timp Am cât... înțeles. Deci nu vrea să vină în țară să facă pârnaia și să aleagă să-și continue viața. Alege să stea ca un laș într-un ospiciu de nebuni internat în mod fals, că eu nu cred că dintr-o dată ai făcut, ai avut probleme. Normal, și acum să nu ne imaginăm că dragul de Mario stă toată ziua într-o cameră de ospiciu și nu da, iese stă prin afară grădină, și nu... ești practic în arest la domiciliu, ăsta e adevărul. Că dacă iese de acolo, atunci justiția italiană este nevoită să îl parcheze undeva. Încă o dată, și mai trebuie să mai avem o perspectivă a părinților. A părinților, Mario este greșeala părinților lui. Ăsta e adevărul. Evident. Evident. Și care... așa toți ăștia care intră, se califică la categoria Beizadea sunt niște nu știu, niște eșecuri. Niște eșecuri părinți care, ale... așa și zic, părinți care și-au pus zero amprentă pe educația lor, părinți care sunt așa de inteligenți că dau unui mucos de 18 ani un Aston Martin de 500.000 de euro și 10.000 de euro pe lună de cheltuială, părinți care nu se interesează, bă, ăla pe unde merge, ce face, ce trage pe nas, și care astăzi plâng și spun că justiția poate să le abuzeze copilașul. Ai de mine și de mine, de-aia nu mai pot eu, îți dai seama. Oare să putem să vedem ce părere are soția decedată și cum trăiesc copilașii taticului mort? Poate că așa ar merita să vedem. Asta se întâmplă, asta cu moartea. Știi, Liviu, nu o să-l luăm niciodată pe domnul Bogdan Osmanovici, fostul purtător de cuvânt al CNAS, care după două săptămâni în care sistemul cardului de sănătate a căzut, a declarat extrem de cinic că oamenii mor oricum, și cu și fără sistem. Și cu și fără, da. Băi, n-are dreptate omul. Înțelegi? Deci se... Uite, moare, asta este. Am și eu cimilitură din asta, Republica Moldova, tot o țară bananieră, rămâne cu sau fără noi, pentru că mentalitatea din Republica Moldova este proastă. Astăzi, Natalia Gavrilița și-a dat demisia, premierul Republicii Moldova, într-un fel sau altul, a fost forțată să plece. Noi știam despre acest război între fete, o ciondăneală între fete, pentru că pe surse a apărut acum o lună jumate informația că Natalia și Maia sunt cam reci, sunt cam acrite. Sigur că le-au negat, că nu știu ce, că la-la-li și la-la-la, dar uite că până la urmă doamna Natalia cu coafura ei de contabilă a fost nevoită să se care. Sigur că Maia Sandu are altă putere, alte prerogative ca președinte față de România, dar e de notat că această tanti, Maia Sandu, este aproape de neoprit. Să vedem până unde va merge. De neoprit în ce sens? Te referi la faptul că s-ar putea să meargă în zone mai puțin democratice? Eu cred că lucrul ăsta deja se întâmplă, dar știi cum e cu antidemocrația asta? Dacă o aprobă Bruxelles, e validă. A oprit niște posturi de televiziune, le-a suspendat, i-a zis temporada definitiv. Deci nu-i place nici presa. Ea chiar a dat o măsură guvernamentală, o măsură prezidențială, un decret pentru tot ce înseamnă proteste, să le interzică. Și în general are sub masca asta de fetiță simpatică, o bună româncă, o pro-europeană, este cu siguranță, zic eu, de la depărtată, așa o văd, o mică dictatoare. Asta zic, că, cu alte cuvinte, autocrații noștri sunt mai buni decât ai lor. Bă, nu. Eu nu cred că avem autocrații în fruntea țării, cred că avem niște gogomani. Da, nu, ziceai tu că dacă e cu acordul Bruxelles-ului, e bine, da. e bună și... Dacă zice Bruxelles-ul că are susținerea, ne dă susținerea, e bine. Apropo de Bruxelles. S-a dus a nostru mai la reuniunea Consiliului European. Și pe acolo s-a nimerit să fie și domnul Volodymyr Zelensky, știi, domnul ăla care de un an se bate cu rușii. Și a venit la poză, să facă și el o poză cu toți liderii europeni prezenți la reuniune. Și singurii care n-au aplaudat au fost Victor Orban, care, ce să zic,
are circumstanțe putiniste, și domnul Klaus Iohannis. N-au aplaudat, mă, n-au aplaudat. Și este am ajuns de ciuca bătăilor și ciuca miștourilor în presa internațională, când ajunge să scrie presa maghiară despre Iohannis că președintele român Klaus Iohannis era numai zâmbete și nu a aplaudat. Deși acest lucru eu zic să urmărim mai întâi momentul cu toate spectatorii noștri. Așa, să-l dăm și revenim după aia la discuții. Da. Deci presa maghiară scrie așa: președintele român Klaus Iohannis era numai zâmbete și nu a aplaudat. Deși nu era acest numai lucru... zâmbete, nu era numai zâmbete, era zâmbetul ăla de copil tântălău. Eu m-am uitat la filmare, știi? Stă cu mâinile așa. Da, am văzut și eu. Așa. Și pe aia revine la, deci un rictus și gata. Așa se vede. Bă, măcar Orban avea fațăul ăla de mops îmbufnat. N-a zâmbit, n-a aplaudat, n-a nimic. Da, Dania Iohannis râde cum râd femeile când se întâlne. Cred că atâta poate domnul Iohannis în materie de râs. Atâta poate el. Asta e râsul lui. Și de empatie. Da, exact. Dar stai să vedem ce spune presa maghiară până la final. Deci era numai zâmbete și nu a aplaudat, deși acest lucru ar putea fi cauzat de timpul său de reacție notoriu de lent, întrucât presa românească se referă în mod regulat la el ca fiind un om cu reacții întârziate. Când ajung să scrie ziarele internaționale de tine că ești un pic mai încet decât ar prevede funcția pe care o ai, lasă-ne! Iohannis, lasă-ne, pe bune. Deci, cum am scris pe Facebook, domnul Iohannis pare genul de om care aplaudă aterizarea avionului când ajunge acasă. Băi, frate, nu știu cu ce a greșit poporul ăsta, pe cuvântul meu, dacă înțeleg, cu ce a greșit poporașul ăsta, că tot el își alege ca prostul poporul ăsta, numai conducătorii nepți și demn de tot râsul. Da, țara asta e o țară de râs. Aia cu funcționarul nu discutăm. Care și-a dat demisia. Cum să nu discutăm? Mai de râs, mă, frate. Pentru cine nu știe, un consilier de la Consiliul Județean Satu Mare și-a dat demisia pentru că timp de 6 luni nu i s-a dat nimic de lucru. El primind un salar de 5.600 de lei în mână. Nu, 6.500 de lei, scuze, 6.500 de lei. Deci pe bune, așa ceva. Deci omul și-a dat demisia pentru că mergea fiecare zi la lucru și n-avea de lucru. Deci este, cred că, o premieră în birocrația românească, așa ceva. Poate și în birocrația totuși, lumii. Omul ăsta ar trebui reangajat, pe bune. Eu chiar l-aș reangaja, pentru că dacă este un funcționar care vrea să facă, gestul lui pare nu numai responsabil, ci și de aplauda. Bă, nu mi-ați dat de lucru, nu-mi fur banii statului. E rar, sigur, dar pe ăla l-aș pune șef. Pentru că cu siguranță un om care vrea să facă ar fi un șef care nu i-ar lăsa pe alții să trândăvească. Evident. Și atunci, evident, de ce să-l dăm afară? De ce să nu-i permitem omului să-și facă datoria pentru asta? Dar e foarte rar într-o lume a sinecuriștilor care se bat să... Bă, unii și dau 90.000 de euro ca să ajungă la nu știu ce penitenciar, dau șpagă. 10.000 de euro să fie încadrați ca asistente. Îți dai seama că după aia trebuie să facă banii ăștia din șpagă, nu? Că nu au de unde să-i reproducă. Și de apreciată motivația domnului, a spus că ce exemplu le dau copiilor mei. Apropo de cum își cresc unii copii. Frumos. Asta mi s-a părut foarte, foarte fain la omul ăsta. Că nu vrea să fie un ipocrit. Ceea ce mi se pare de lăudat într-o țară a incompetenților, într-o țară a parveniților, într-o țară a sinecuriștilor. Și când mai aveți exemple din astea, nu știi de unde să le iei.
Dacă știi care știrea zilei cu adevărat, Bia Khalifa a fost Așa. încătușată la Milano pe aeroport. Dar ce a Asta e făcut? știrea. Cu ce a greșit Bia Khalifa? Păi, că în momentul în care s-a dus la poliția de frontieră pentru controlul actelor, avea un comportament mai agitat. Așa. Înțelegi? Și atât, atât. Avea ceva, deținea ceva. Era un pic Am înțeles. Răcită. Își tregea nasul și era răcită, era foarte agitată. Și atunci i-au pus să reamintește-mi, ia... te rog frumos, Liviu, că eu am sincopele astea. Bia Khalifa e doamna aia care produce conținut pentru adulți, nu? Că așa se numește. Producător de conținut pentru adulți. Nu? Media adult creator. Sau pornografie. Influencer. Da, căsătorită influencer cu marele academician Fulgi, băiatul clejanilor. Astea uită-te, știm, mă, uite, băiatule. un cuplu frumos. Deci nu vrei să mai discutăm despre faptul că PSD și PNL s-ar putea să continue colaborarea și după 2024. Sau vrei? De ce? Că merge. Eu știu că o să o continue, tu nu știai? Uite, da, o bănuiam așa, de uite-te, avem așa o semi-confirmare de la vicepreședintele Senatului, PSD-istul Robert Kazanciuc, care spune că există o istorie de colaborare între PSD și PNL. Ajungem la un moment dat într-un punct în care foarte multe soluții nu ai, indiferent cine ajunge la putere. Deci, stimați popor, dragă așa? Țară, suntem condamnați să continuăm împreună. Pentru ne-am popor. Asumat această povară și noi, și noi PSD, și noi PNL. E tare greu să muști din ciolan. E foarte greu să iei decizii de hoție, e foarte greu să fii corupt, e foarte greu să nu faci autostres, dar cumva vom... Dar cineva trebuie să le facă și pe astea. Corect. Sau să e nu le facă foarte... și pe astea. Da. Ce să mai înțeleagă un alegător de stânga? Ce să mai înțeleagă un alegător de dreapta când vin astfel de semnale? Ce să mai înțeleagă oamenii care într-un an de zile vor trebui să intre în cabina de vot să pună ștampila? Pui ștampila pe stânga ce, și ce iese și dreapta. Ce alternative au? Aur? Serios, aur este o alternativă? Ce se pare au? Că pentru mulți români aur este o alternativă, mai ales că George Simion a declarat recent că nu mai exclude o candidatură la prezidențiale. Candida doar ca să-și ducă partidul mai sus pentru guvernare. Atât, aia singura lui miză că nu are nicio șansă. Ce alternative să aibă, te rog? USR? Dar ce USR mai există? Că nu mai vedem nicăieri. Vedem numai păi reclame din alea nesimțite și pe domnul Drulă nu-l mai vedem. Dacă USR-ul este acum la 8%, la cât îți de încrâncenați băieții să se autosaboteze, păi eu zic că USR are șanse să nu prindă pragul Toma de intrare de Parlament. Ce alternative ar avea? Și poporul e condamnat să voteze în consecință. Asta e adevărul. Din păcate, da. Deci George Simion s-ar putea să-l avem pe George Simion acolo. Uite cum și să... că George Simion l-a luat pe Terheș în echipă. Sigur, Terheș, Popa... Interesantă mișcare. Da, că interesantă, am să te întreb despre asta. Da, tristă. Terheș, uite cum începe lumea, vezi ce înseamnă Terheș, unul dintre cei mai buni europarlamentari români. Dinu Păturică, plecat din America, a primit un post de la PSD, negociat de Varanu Voiculescu pentru antene, că acolo mai este și soția unui realizator de la Antena 3 europarlamentar, fostă ziaristă și el. În momentul în care s-a văzut cu saci în căruța, a părăsit PSD, a făcut tămbălău în PNC. Și acum este mare aurist. Sigur, discursul lui este naționalist. Sigur că are o doză de inteligență superioară multor europarlamentari din român care ne reprezintă. Este muncitor. Eu nu-l vedeam acolo, dar și domnul Terheș are de pus o pâine pe masă și la copii. Și pâinea lui nu-i convine să iasă de la pâine de 25.000 de euro pe lună, cât e cu tot cu indemnizații și de contări, și să se ducă iară la sărăcie. Da, și pentru asta ești dispus să faci orice compromis, nu? Da, nu putem să-l
acuzăm că are interese oportuniste. Da, pentru mine este tare trist. Ce mai avem pe agenda? Da, apropo de interese oportuniste, eu cred că o să fie, ăsta e un subiect care ți-e foarte drag. Conform surselor bugetul.ro, Ștefania Ferenc, supranumită blonda lui Boc, care prezent că ocupă funcția de secretar general la Ministerul de Interne, și-ar pregăti plecarea din MAI. Ea ar pleca din MAI și ar reveni la primăria Cluj-Napoca, de unde s-a lansat, pe motiv că Lucian Bode are un viitor incert la cârma Ministerului de Interne. Liviu, dragă, te rog frumos te-am lăsat să vorbești din bun simț, pentru că subiectul meu preferat este domnul Heiuș. Vreau să știe toți telespectatorii. Eu am scris pe, aici pe desktop când a zis domnul Heiuș că în două săptămâni o să ne zică când va plăti OMV. În 16 ianuarie 2023, în 16 ianuarie a zis, în cel mult două săptămâni vom spune dacă OMV datorează sau nu contribuția de solidaritate către statul. În 16. Și sper să nu uităm, în 16 februarie să aniversăm o lună de când sunt două săptămâni, de când vor mai fi două săptămâni, până când în două săptămâni domnul Heiuș va analiza în două săptămâni. Eu propun când... ca pe 16 februarie să facem ziua Lucian Heiuș. Lucian Heiuș. Pe care să o sărbătorim în fiecare 16 a lunii. Ziua lui Acum, dacă tot discutăm de domnișoara Ștefania, doamna Ștefania Ferenc. Hai că tu ești, hai că ești... O, ce povește! Ești expert în doamna Ferenc. Da, sunt expert. Este mâna dreaptă, pupila apropiată, preferată a domnului Emil Boc. L-a însoțit peste tot în cariera sa prodigioasă politică pe domnul Boc. Nu gratis. Domnul Boc a avut întotdeauna grijă să o planteze pe doamna Ștefania Ferenț în toate consiliile de administrație imaginabile și inimaginabile. Și astăzi ea este, de exemplu, în Consiliul, nu știu cum îi zice, al Eximbank, Consiliul de Garantare a nu știu ce, la Eximbank. Ce o recomandă pe domnișoara asta? Îmi recomandă cosițele blonde. Așa? Și faptul că este sau deținătoarea unor foarte bune secrete despre Naia Emil Boc și este și loială. Deci fata asta a fost în niște consilii de administrație și a strâns la bani cu lopata din aceste stipendii și după aceea încetul cu încetul și-a făcut loc, ea vine din gașca cu Bode, e de pe zona Maramureș a PNL-ului și-a făcut rost de un post de secretar general în Ministerul de Interne. Care nu e de aici, adică de acolo. Nu, care este un fel de numărul 2, poate chiar mai tare. Nu, chiar mai tare decât șeful IGPR. Toate actele trec pe la ea, toate deciziile trec pe la ea, are acces la comandă, la comandant. De acolo, încetul cu încetul, a reușit să-și pună soțiorul într-o funcție de înaltă demnitate, tot așa din MAI. Și acum, cum se zice aia, șobolanii pleacă primii când nava se scufundă. Faptul că doamna Ștefania Ferenț se gândește să o ușchească, nu face decât să ne arate că domnul Bode este pe făraș. Și de aia ți-am spus ieri, e o chestiune de zile, până când Bodică va fi într-un fel sau altul forțat să o spargă, să o ușchească, pentru că nu cred că poți să reziști presiunii președinte. Ștefania Ferenț va reveni la primăria Cluj-Napoca pentru o vreme, sunt sigur, unde postul ei este înghețat. Are un post de mega director. I s-a inventat un post, bă, mâncați așa. Retribuit, ultima oară, din câte știu eu, era retribuit cu vreo 10, 11, 12 mii de lei pe lună. Atât a luat doamna salariul de la primărie. Da, mă, Liviu, dar acum, fără să fim sexiști, nici tu, nici eu, nu suntem blonzi și nici nu avem sâni. Fără să fim sexiști. Nu cred că asta e neapărat, dacă faci o aluzie sexuală la Emil Boc, este doar o chestie de loialitate, vorbesc serios. Și tipa asta a fost mereu cu el în momente cheie și când era premier, deci a avut acces la mulți oameni. Deci vrei să spui că celebrul, ca să dăm și un pic în cancanisme, celebrul caz Ursulețul de la București cu domnul Boc, surprins. Nu e cu ea. Am înțeles. Da. E cu altă blondă, într-adevăr, mintea ta perversă, da.
Atunci când nu se știe de ce, la un moment dat era premier, domnul Boc a urcat într-o scară de bloc, a urcat, da? Într-un apartament cu o doamnă blondă, cel mai probabil că au discutat toată noaptea. Când a urcat, a urcat și cu un ursuleț în mână. Putem spune mare cât el, nu? Poate a fost la aniversare. Nu greșim. Mare cât el. Un ursuleț mare cât el. Mare cât el, da. Și când a coborât, a coborât imediat și blonda. Ce or fi discutat toată noaptea? Ce și-or fi spus? Poate au lucrat la un proiect? Poate au lucrat la o teză de doctorat? Domnul Boc era și premier atunci. Sigur erau chestii de discutat. Problemele era chestii țării. De discutat și eu mă gândesc. Că, problemele da. Țării nu suportă amânare și le discuți la orice oră din zi și din noapte. Și la câte ore de noapte vrei, fără număr, fără număr, fără număr. Așa, deci Ștefania Ferenț revine la matcă. Vine, nu o să stea mult, pentru că dacă PNL-ul revine la guvernare în 2024 sau chiar mai repede, sigur, pentru un om competent ca dumnei, se va găsi ceva. Motiv pentru care cred că sosirea ei este doar temporară. Ea este mutată cu cățel și purcel și copil și soț la București. Păi acum, deci pe bune, e. După ce ai fost secretar general la MAI, să revii într-un la primăria Cluj-Napoca, o fi primăria Cluj-Napoca atractivă pentru unii de pe aici, din Cluj-Napoca. La 12.000 de lei, nu știu ce să zic, dar mai vedem. Da, vorba domnului președinte, 12.000 de lei pe care îi iei, nu-i dai. Nu-i dai. Da, mai avem ceva? Da, mai avem ceva. Avem, avem un dosar la DNA. Un dosar la DNA cu privire la dobândirea ilegală a calității de luptător cu rol determinant la Revoluție. Dosar care vizează 11 persoane, printre care și domnul Marcel Ciolacu. De menționat că dosarul este in rem, adică cu privire la fapte, nu la persoane. Ei bine, întrebat despre dosar la Europa FM, șeful DNA, Crimbologa, a răspuns: nu știu exact dacă o să faceți o cerere în scris sau mâine sau telefonic, pot să verific. Din câte știu, nu s-au închis toate dosarele, dar s-au dat soluții de toate categoriile. Dar nu pot să afirm că la DNA există un dosar Ciolacu, că nu există așa ceva. Domnul Ciolacu este luptător cu merite, cum zice, luptător cu merite, oamenii luptător ar cu că... rol determinant la Revoluție. Oamenii ar spune, dai seama, la Buzău a fost o revoluție de s-a rupt malul. Păi, dar ce? Oamenii vor spune că nu e important după 33 de ani să mai fim atenți la asemenea detalii. Eu zic că este important să ne dăm seama ce s-a întâmplat atunci și cine a profitat de toate chestiile astea, pentru că pe aceste certificate de revoluționar unii au făcut bani serioși, au primit scutiri, au primit pământuri în concesiune sau chiar gratis de la comunități. Și este important să știm care au fost profitorii. Ne-a dovedit istoria recentă că foarte mulți, așa zici, revoluționari, au fost doar de fapt niște excroci prezenți la momentul potrivit în zonă sau care după aceea și-au făcut rost de martori și au primit cu prea multă lejeritate aceste documente. Că Crimbologa nu știe, eu chiar îl cred. Ce știe dumnealui? El nu știe nimica. Înțelegi? El mai vrea să mai candideze încă o tură, zice că recomandă rezultatele. N-avem ce să mai discutăm despre domnul Bologa. Câtă vreme el face justiție de VIP și corupții, în continuare își văd de treabă. Deci, ca să parafrazez un film foarte bun pe care vi-l recomand, domnul Alexa, a fost sau n-a fost revoluție la Buzău? Și închipui pe Marcel Ciolacu, tânăr, bărbos, da? Cum s-a dus el să se bată pentru libertate. De unde să fi știut el că peste anul o să fie liderul României, PSD-ului, că o să meargă la vânătoare cu Omar Haisam? De unde să știe că o să conducă țara, o să facă alianțe rotative? El s-a dus să se bată pentru libertatea noastră, a tuturor.
Asta mie mi se pare mie o mostră de, nu mă refer acum doar la Marcel Ciolacu, ci la toți cei care au obținut certificate de revoluționar fără să aibă dreptul ăsta, adică ne fiind participanți activi la revoluție, la modul mi se pare o mostră de ticăloșie maximă la modul la care au murit atâția oameni, tu să vii să practic să calci pe cadavrele alea și să obții niște beneficii. Deci ăștia erau că au fost printre primii ticăloși de după revoluție, ăștia care sunt revoluționari închipuiți. Și da. Și-ar merita și după 33 de ani ar merita să fie aduși în fața justiției. Asta și eu sunt de acord. Asta și eu sunt de acord. Mulțumim pentru tot, asta a fost bomba morală de astăzi, poate un pic mai scurtă, dar și pentru noi este vineri, cum se zice, avem program scurt. Vă mulțumim că ne urmăriți și vă dorim un weekend minunat. Mulțumim tare mult, rămâneți pe NCN.